Am revenit, dragi telespectatori, după scurta pauză de publicitate pe care am avut-o mai devreme. Am avut așa cu toții un moment de respiro. Acum însă dăm startul din nou emisiunii cu cântece frumoase și cu invitați deosebiți și cu mesaje de la telespectatorii noștri și începem cu Maria Crivăț. Bravo, Mirela! Doamna Meral ne spunea în pauza de publicitate că de fapt ar fi o vecină din copilărie. Este vecină și este nașa surorii mele. Mulțumesc frumos, Cica. Cica îi spuneam noi. Așa vă spuneați, da, când erați. Mulțumesc mult că vă uitați toți de la Constanța. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag, constanțienilor. Așa, mai departe avem de la Fatma Denisola, care spune bravo, Anne, care înseamnă felicitări, mama. Am aflat și eu în pauza de publicitate. De la Solac Ahmed Jan, care spune cea mai frumoasă voce este a mamei mele. Iată ce comentariu frumos. Copiii chiar sunt mândri de dumneavoastră și îi felicit pentru asta. Cristina Pandele, care spune bravo, a împlinit un vis, tot pentru dumneavoastră este acest mesaj. Mulțumesc frumos, Cristina. Ea este prietena mea de când eram eu mică, de când aveam 6 ani. Mulțumesc din suflet. De la Andrew Escobar, care spune felicitări, doamna Meral, cea mai frumoasă și cea mai minunată voce. Mulțumesc. De la Genoveva Chihaia, care spune bună seara, mă numesc Genoveva Chihaia, sunt mădușa tânărului Mihail, vă urmăresc cu drag și vreau să-i mulțumesc doamnei profesoare Maria Tătaru pentru grija cu care îi călăuzește pașii în muzica populară. Vă felicit pentru emisiune și nu în ultimul rând îi doresc surorii mele Irina Sabău putere ca să împlinească visele lui Mihail Sabău. Iată, Mihail, ai primit un comentariu tare, tare drăguț de la mătușa. Cu mare drag mătușa lucrez ta. Cu el și lucrez foarte ușor cu el. Îi mulțumesc foarte mult. Talentat. Mătușa mea mereu o ține foarte mult la mine. Da? Mereu m-a susținut. Te încurajează înainte de spectacole, înainte de cântări? Da. Da, îmi spune să am succes și chiar asta o să fac. Chiar asta o să... Iată câtă încredere, cât optimism. Felicitări, Mihail. Și de la Mirela Cadinoiu, mama Georgianei Cadinoiu, care ne spune bună seara, vă ador și vă doresc tot binele din lume. Sunteți minunate. De la Giulia, care spune felicitări, Georgiana, sunt la fel de mândră de tine cum este și mama ta. Vă mulțumim pentru că ne-ați scris. Dragile mele, și vă îmbrățișez cu toată dragostea. Bun, acum să ne îndreptăm puțin atenția spre mezinul din această seară, spre Mihail. Mihail, tu ești elev în clasa a 4-a, da? Da. Cum merg lucrurile la școală? Totul este sub control? Ca în muzică? Da, lucrurile merg chiar foarte bine la școală. Nu pot să zic nu, că iau note bune, învăț. Uneori mai iau câte o notă proastă, dar asta mai e rar. Dar ai grijă să o remediezi, nu? Da, cum să nu? Colegii tăi știu că tu ești prezent în această seară într-o emisiune în direct la Iași? Da, am zis la toată clasa. La toată clasa. Deci iată că și clasa a 4-a de la școala gimnazială din Cleja ne urmărește, nu? Da. Doamna învățătoare știe că ești aici? Da. Deci știe și doamna învățătoare. Dacă vrei să îi saluți pe colegi, pe doamna învățătoare, o poți face chiar acum. Eu îi salut pe toată lumea care acum mă privește și vreau să le zic să aibă multă fericire. Și mai ales pe doamna învățătoare, pentru că a avut răbdare cu noi și chiar a putut să ne învețe multe lucruri, că acum sunt destul de deștept pentru vârsta mea. Și mulțumesc mult pentru că m-a învoit ca să pot ajunge la această emisiune foarte frumoasă. Și mai trebuie să-i mulțumești pentru ceva, pentru faptul că astăzi nu ați dat test la engleză, pentru că spuneai că ai fost foarte stresat, că na, engleza știi cum e limba străină, o procesăm puțin mai greu, nu? Cam da. Cam da. Doamna Maria Tătaru, ce pot să spun decât că vreau să vă felicit pentru că aveți în clasa dumneavoastră de canto și mai ales vreau să vă întreb cam câți copii aveți în întregime, așa? Nu i-am numărat, dar am începând de la 5 anișori până pe la 20 și 30. 30? Da, da, și peste 30 am. Cum lucrați cu Mihail? Cu Mihail lucrez foarte, foarte, un copil foarte conștiincios. Îmi vine cu materialul, nu-și uită niciodată negativele acasă, îmi vine cu stick-ul și lucrăm cu regie la repetiție, la oră, am observat, la canto, facem vocalize, el le face, a învățat și o doină la 10 anișori al lui. Îl pregătiți pentru un viitor concurs, frumoasă. Poate? Concursuri sunt și acolo locale și unde are posibilitate să meargă, sigur că da, dar el a învățat o doină din repertoriul Minei Păslaru, bunul Dumnezeu să o odihnească, care are foarte multe doine și sunt foarte grele. Într-adevăr. Mina Păslaru a fost știm deja, o doinitoare este... Da, este care nimeni nu poate copia. Cu siguranță. Da. Cu siguranță. Și are
o doină foarte frumoasă, a pregătit-o el, e spre finalizare, de acum o știe. Mihail, dar tu ai mai fost până acum la vreun concurs din acesta? Da, am fost pe la concursuri, destul de multe, pe la trei concursuri. La trei concursuri, așa, și ce premii ai obținut? Trofee. Deci la fiecare ai obținut câte un trofeu? Da. Ai obținut trofeu atât pentru calitățile tale vocale, cât și pentru felul tău de a fi, dacă mă întrebi pe mine, nu? Ai reușit să-i cucerești pe cei de acolo cu atitudinea ta? Eu zic că da. Da. Eu zic să mai și cântăm și în cea de-a doua parte a emisiunii noastre, tot cu doamna Maria Tătaru, o să începem și de această dată. Doamna Maria, vă rog să vă pregătiți. Am observat că ați început să ne și sunați la numărul de telefon 0332 711 222. Așteptăm în continuare și mesajele dumneavoastră pentru invitații mei din această seară. O avem pe doamna Meral Solac, Georgiana Cadinoiu, Mihail Sabău și doamna Maria Tătaru, cea care ne va cânta chiar în minutele următoare. Ne pregătim să ascultăm și revenim la discuțiile noastre. Soare își găsește alinarii lumii. Am și eu trei florișele, gândul stă numai la ele. Să vizi sărbătoare, casa-mi plină de soare. Una din ele-o înflorit, nepoță-mi-o dăruit, și-elalt timp oboșesc din dragoste. Astea lor trăiesc, măi. Ca florile în comună, cu maicuța noastră bună, astăzi cântăm împreună lumii. Ea așa ne-o învățat, să avem sufletul curat, de unde cântul ne-a dus și sine și e vorba dulce. Ca florile din ogradă, cântăm cu viața-ni dragă, lumea toată să ne știe cântecule, că să vă fie. Vreau să vă străinați și prin lume să plecați, în țara voastră să stați, mamă. Când i-o spus o surioară, viața prin străine amară, fie pâinea cât de rea, mai veni în țara ta, mă. Aveți grijă cum trăiți, la drum cu șinii porniți, de unde v-a duși soarta, să fiți una pentru alta. Ghioșei întor s-au pus, anii tineri mi s-au dus, ca și firul de pe fus lumii. Dar nu-mi pare rău de ei, că am în jur nepoței. Doamne, ți-i mulțumesc, dă-mi zi să mai trăiesc, măi. Cât e, Doamne, tu mi-ai dat, sufletul mi-e împăcat, trei fete am legănat. Cuneu lor le-am dat, măi. Ca florile din ogradă, cântăm că viața-ni dragă, lumea toată să ne știe, cânteculea că să vă fie.
Vă mulțumim, doamna Maria Tătaru, vă poftim alături de noi pentru a continua discuțiile pe care le-am pornit în această seară. Discuții de altfel, unele emoționante, altele mai haioase. Cele haioase îi aparțin lui Mihail. El este cel care ne face să zâmbim prin, de altfel, prin naivitatea și prin frumusețea vârstei pe care o are. Să mergem mai departe cu discuțiile pe care le-am avut și de această dată vreau să vorbesc cu Georgiana, pentru că ea este așa un amalgam de pasiuni, dacă mă uit mai bine. Avem aici pe măsuța noastră un, nu știu cum să-l numesc, Georgiana, spune-ne tu. Nu, este vorba despre... Este un ornament da, de așa. Mână. Da, pe pânză care, de cânipă și ață specifică. Pe care însăși Georgiana l-a lucrat și ni l-a dăruit. Mai mult decât atât, știu că tu compui și versuri, Georgiana. Și așa știu că este. În această seară ai venit cu câteva versuri scrise pe care tu vrei să ni le citești. Sunt versuri pe care le-ai scris de curând? Sincer să fiu, cam de astă vară. Cam de astă vară, așa? Am avut așa o... Am trecut printr-o perioadă un pic mai grea și... Nu știu, au venit niște versuri din suflet, sunt mai multe poezii, dar am ales pentru această seară o singură poezie și care sper că o să vă placă. Noi te ascultăm cu mult, mult drag, să vedem despre ce este vorba, da? Floare albă de cicoare, de ce viața e trecătoare? Timpul nu-l mai pot întoarce, ca să știu ce mai pot face. Timpului i-aș da un răgaz, lacrimile încurc pe obraz. Gândul fuge, nu stă în loc, ce-aș putea ca să-l întorc? Iute fuge, nu stă în loc, eu singură îmi fac loc. În lume ca orice om, ca pasărea din pom în pom. Timpul trece, amintirile rămân. N-aș putea să mai amân măcar un fragment din viață ce s-a dus precum un nor în ceață. Cât de frumos! Ai surprins efemeritatea vieții Așa și este. A omului în același timp. Așa pentru este. Că, da, suntem trecători. Chiar dacă ni se pare că viața este o veșnicie și că timpul trece repede, greu uneori, de fapt el este foarte, foarte grăbit. Așa este. Și uneori chiar ne ia și lucrurile la care ținem, persoane la care ținem și așa este. Asta și de uneori ne cam întristează. Așa este și de aceea tot timpul spun oamenilor, trăiți-vă clipa, acum cât sunteți, că mâine nu se știe ce mâine, va fi. Păi mâine cu toții, ori mai târziu, ori mai devreme, tot. Suntem datori cu... Așa e. Ceea ce nu trebuie să spunem, pentru că suntem într-o emisiune de folclor unde Așa ne simțim este. Bine și îți mulțumesc, Georgiana, pentru că ne-ai recitat această poezie care mult face drag. Parte din tine și din ceea ce ai trăit tu până la această vârstă. Așa Eu este. Mă bucur tare mult. Data viitoare când vei veni, poate că ne vei schimba puțin așa registrul și o să vii cu o poezie mai, poate de dragoste, de ce nu, dacă apare prințul pe cal alb până atunci. Cine dacă știe, pe ele vedem. Îl aștepți. Noi să-i cântăm la nuntă, cu siguranță. Avem cu cine. Georgiana, până îți vă cânta noi ție la nuntă, cântă-ne tu nouă aici în platou. Ești următoarea care ne va cânta. Eu verific mesajele de la telespectatorii noștri, iar tu te pregătești de cântat, da? Bun. Să vedem dacă ne-a mai scris cineva și să verificăm în același timp cine ne mai urmărește. Ne urmărește Mioara Bostan, care spune felicitări și la mai mare. Filip, Cristina, mult succes cu mătra. Vă pupăm cu drag și vă dorim o seară frumoasă alături de oamenii dragi. Felicitări. Mulțumesc frumos. Și de la Mustafa Sola, care spune senicioc seviurum meral. Iată că nu cred că am greșit cu exprimarea. Nu, a spus foarte bine. Te iubesc foarte mult, Meral. Este de la soțul doamnei Meral. Mulțumesc frumos, Iavru. Puteți să-i spuneți un mesaj în limba turcă, de ce nu? Da, ben de senicioc seviorum, un debilios sunt. Georgiana Cadinoiu, te rog să te pregătești, să ne cânți și să ne încânți. Astăzi am să joc mai bine cu bădița lângă mine. Tăram, 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 tirmita. Frunzuleță verde, treia lune. Astăzi am să joc mai bine.
cu bădița lângă mine. Teram, ta, eram, ta, eram, tirlita. Asta-i sârba moldovenilor, cum se joacă sărbători la noi. Asta-i sârba mândră, jucăușă. Ta, eram, ta, eram, ta, tirlita. Sârba noastră din bătrân lăsat, cum o jucă bătrâni altă dat. Tot cu fete și mândrii plătăie. Ta, eram, ta, eram, ta, tirlita. Și hai la sârba moldoveni, hai ca la Botoșan Vaslui, ca și-ai plași omului, hai și-așa. Cu bădița joc și mult și gine, știu că nu ne facem de rușine, când ne vede atâta lume. Teram, ta, eram, ta, eram, tirinda. Bădița joc și mult și ghine, știu că nu ne facem de rușine, când ne vede atâta lume. Teram, ta, eram, ta, eram, tirlita. Asta-i sârba moldovenilor, cum se joacă sărbători la noi. Asta-i sârba mândră, jucăușă. Ta, eram, ta, eram, ta, tirlita. Sârba noastră din bătrân lăsat, cum o jucă bătrân altă dat. Tot cu fete și mândrii plăcăie. Ta, eram, ta, eram, ta, tirlita. Și hai la sârba moldoveni, hai ca la Iași și Ștefănești, nicăieri nu ai să găsești, măi, și-așa. Haideți, oameni buni, și voi la joc, juca sârba noastră tot pe loc. Se răsare busuia, că măi, teram, ta, eram, ta, eram, tirlita. Haideți, oameni buni, și voi la joc, juca sârba noastră tot pe loc. Se răsare busuia, că măi, teram, ta, eram, ta, eram, tirlita. Asta-i sârba moldovenilor, cum se joacă sărbători la noi. Asta-i sârba mândră, jucăușă. Ta, eram, ta, eram, ta, tirlita. Sârba noastră din bătrân lăsat, cum o jucă bătrâni altă dat. Tot cu fete și mândrii plătăie. Ta, eram, ta, eram, ta, tirlita. Și hai la sârba moldoveni, hai ca la Botoșan și alte, nu-ți vine să o lași, măi, și-așa. Și jucăm cu tăță la un loc, din călcâini iasă foc, măi, teram, ta, eram, ta, eram, tirlita. Sârba asta sârbă cu noroc, și jucăm cu tăță la un loc, din călcâini iasă foc, măi, teram, ta, eram, ta, eram, tirlita. Asta-i sârba moldovenilor, cum se joacă sărbători la noi. Asta-i sârba mândră, jucăușă. Ta, eram, ta, eram, ta, tirlita. Sârba noastră din bătrân lăsat, cum o jucă bătrâni altă dat. Tot cu fete și mândrii plătăie. Ta, eram, ta, eram, ta, tirlita. Și hai la sârba moldoveni, hai ca la Botoșan și Iași, de nu-ți vine să o lași, măi, și-așa. Mulțumim, Georgiana Cadinoiu, poftim alături de noi să ne continuăm discuțiile și să depănăm în continuare amintiri, dar nu înainte de a citi câteva mesaje care au apărut pe Facebook. Avem o mică... Gata, s-a rezolvat. Avem de la sora doamnei Emeral Sola, care ne spune felicitări, sora mea, te pup, ești superbă. Și mulțumesc, mai avem un mesaj aici pe mea, care l-am observat, de la Constantin Candrea, care spune, vă salut din, cu drag din Iacobeni, Suceava, vă mulțumim tare mult pentru că ne urmăriți și așteptăm mai departe mesajele de la, iată, Genoveva Chihaia, mulțumim de mulțumiri, doamne Emeral, pentru sprijinul acordat lui Mihail, vă stimez. Așteptăm mulțumesc, în continuare mesajele dumneavoastră, dragi telespectatori, și acum aș vrea să o întreb pe doamna Maria Tătaru. Eu obișnuiesc atunci când avem un artist cu greutate, cum sunteți și dumneavoastră în această seară alături de noi, și cu siguranță ceilalți invitați sunt în aceeași, de aceeași părere cu mine, care considerați dumneavoastră că sunt principalele aptitudini și principalele puncte forte ale unui artist? Ce credeți că ar trebui să domine în mod principal? Să ține mult la curățenia repertoriului, autenticitate în primul rând, așa, la ținută, deși
Unii comentează că aceste fuste alese nu s-au purtat la noi în Moldova, astea s-au purtat întâi. Fustele alese, apoi catrințele, fotele și peștemanele. Cum sunt de exemplu, cum ăsta de pe mine, da? Este peșteman, dar numai în zona Sascutului. Astea sunt la Tamaș și în Bacău, fuste alese și, cum v-am spus, astea s-au purtat întâi. Apoi au apărut catrințele și astea sunt tot lucrate în război, în stative, numai că sunt mult mai migăloase față de cele catrințe în râuri, care se numesc în râuri, normal. Da, da. Da. Într-adevăr, și materialul din care este confecționată această... Este mătase, lână, mai... lână naturală și culori naturale. Sunt culori naturale, pe când astăzi care se fac sunt din PNA. Acestea sunt culori naturale, făcute de gospodinile dumneavoastră noastre. Cum vă întrețineți costumele? Pentru eu, că de aveți exemplu, o ținută impecabilă, cel puțin în această foarte seară. Mult. Păi, sigur, se poate observa acest lucru? Sunt foarte vechi, foarte vechi, încă danteluța am lucrat-o eu și mai îmi lucrez, că mi le recondiționez. Bine, asta nu este recondiționată, asta nu mai am pus mâneca așa, pentru că mi-era prea scurtă la mânecă și am prelungit-o cu această dantelă, dar și aceasta este foarte, foarte autentică. Este de la mămica, am găsit-o și eu prin zestre, prin lada de zestre, cum se zice. Și am recondiționat mult mai multe lucrături lucrate de gospodinele noastre, nu numai de la mama, de la vecine, de la diferite doamne, gospodine care le-au păstrat, că mulți sunt care au aruncat. S-au lipsit, m-am dus da. Odată, deci am avut un concert pe teren în zona Bacăului la noi și am găsit o catrință din mătase, pe galben, dar mătase, foarte frumoasă. Și era aruncat acolo într-un șifonier. Dar de ce o ții așa, că asta e un lucru de valoare? Și mi-a oferit-o cadou. O port cu drag și pe aia. Sau mulți au făcut ștergătoare la uși. Din costume. Sau le-au dat foc. Majoritatea. Au dat foc unei valori, de altfel. Unei valori, da. Sigur că da. Sigur că da. Așa cam este. Câte costume aveți în nu acest moment? Nu am așa multe, că i-am dat Vasilicăi vreo 5, Georgian are vreo 5, eu mi-am oprit și eu vreo 10. N-am deci așa. Totuși vă puteți mândri. Sigur, cu... am, că n-am spațiu. Într-un apartament cu două camere nu ai spațiu unde să le ții pe toate. Însă vreau să le mulțumesc celor care mi-au oferit aceste minunate costume, care sunt... într-adevăr, o artă și o avere, pentru că pentru e o comoară și, să ai în casă așa ceva. Așa este. Țin foarte mult la ele. Da. Dumneavoastră, doamna Meral, cam câte costume numărați, având în vedere faptul că mai faceți și cadouri? Deci eu, de-a lungul timpului, tot am achiziționat, așa, să zic, din diferite locuri. Și... câte am? Am câteva. Doamna Maria are două camere. Eu probabil că într-o cameră aproape că le-am pe toate. Sunt câteva bune. Dar tot mai dăruiesc. Deci, vă este acesta drag? Mi-e cel mai drag. Acesta. Fota aceasta, șorțul, cum spuneți, este... La microfon, vă rog. Este mai nou, chiar nou, chiar este prima dată care un pun pe mine. Așa. Dantela chiar eu am pus-o cu prietena mea, Gamze, și îi mulțumesc pe această cale că m-a ajutat. Și, nu știu, mie este foarte drag costumul acesta, mai am câteva de suflet, cel roșu, da. Dar ca și număr nu pot să spun. Important e că ții la ele. Eu și că sunt foarte autentice, adică da. Sunt din alea vechi, nu sunt din astea comerciale acum, da. Cum au apărut acum. Să știți că și copiii mei la fel, deci am și șifonierul separat. Deci șifonierul pentru costumele naționale este separat, nici copiii nu umblă acolo. Știu că sunt puse cu naftalină, cu tot, deci... au grijă, chiar dacă eu vin acum de unde vin, de la o cântare, și îmi las la cuier jos, mi-l ia, mi-l duce la loc, fata sau băiatul, dacă vin la mine, deci nu. Și ei știu că este ceva foarte important. Și e bine să păstrăm într-adevăr ceva astea. Pentru dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb de asemenea dacă nu ați inițiat pe vreunul din copii să vă calce pe urme. Deși aveți copii destul de mari, niciunul nu vă calcă pe urme să cânte, să... urmeze calea aceasta, drumul a muzicii populare? Deci, în primul rând, lor le place muzica populară cu o cânt eu.
Dar, în general, știți cum e tineretul copiii, ziua de astăzi, de ce să mint acum sau să mă ascund? Nu prea ascultă. Eu, în rest, dintre cei trei copii ai mei, fetița mea mijlocie are o voce superbă, dar de muzică ușoară. Chiar vroiam să fac împreună cu ea un cântec. A zis ea că o să facă. Până la urmă, eu nu știu, poate o, poate o conving să facă. Mi-aș dori tare mult. Și cea mare cântă în casă, pe la prieteni, la o petrecere așa. Ea când prinde microfonul e ca maică sa. Ia microfonul și cântă, nu e rușine. Cea mijlocie e foarte rușinoasă și nu... Pe dumneavoastră v-a sprijinit cineva? Adică v-a oferit sfaturi în materie de muzică? V-a spus cum e bine să interpretați o anumită piesă? Ați avut un profesor până la această vârstă sau ați fost autodidact? Nu. Eu am fost singurică, să spun așa, până în 2010, când mi-am dus fetița la canto, la noi la Bacău, la Școala Populară de Artă, și am văzut acolo pe... Nu, mi-am dus fata la pian. Și stând și așteptând-o la pian, am văzut pe ușă canto popular. Și zic, măi, dacă intru și eu și spun că vreau să învăț, că îmi doream de mult să-mi spună cineva să mă învețe. Și hai să-mi fac, să-mi iau tot avântul așa și să nu mai îmi fie rușine și să intru. Și am ciocănit și am intrat. Și vreau să vă spun că era doamna Maria Șalaru, scria deja și pe ușă și i-am spus dacă mă poate primi, dacă mă poate da niște ore de canto. La început nu prea a vrut, că a zis că sunt mare, vă dați seama. Dar pe urmă, da, m-a ajutat. Doamna Maria Șalaru m-a ajutat la început, am făcut cu dânsa câteva luni de canto bune, mi-a spus ce e bine, ce nu e bine. Eu îi mulțumesc pe această cale, i-am mai mulțumit și de alte multe ori, în mai multe emisiuni și ne-am mai întâlnit. Pe doamna Maria Tătaru am cunoscut-o anul trecut, deci n-am cunoscut-o de foarte mult timp. Întâi am cunoscut-o pe Vasilica și Vasilica m-a ajutat să-mi imprim primele piese proprii. M-a ajutat foarte mult Vasilica și pe urmă am cunoscut-o pe mama dânsei. Și ne-am lipit. Și am rămas bune prietene. Ați rămas prietene. Da, chiar dacă nu ne vedem în fiecare zi, eu pe doamna Maria Tătaru o respect din tot sufletul. Vă spun sincer, deci nu multe persoane sunt ca dânsa. Deci nu multe. Și eu când zic ceva și știe cine trebuie să audă, să aibă urechi. Deci este o doamnă și o femeie deosebită, sincer, din toate punctele de vedere. Să știți că este ușor de observat acest lucru. În ciuda faptului că doamna Maria Tătaru este un nume cu greutate în folclorul românesc, dumneavoastră își păstrează modestia și acest lucru este primordial din punctul meu de vedere. Dacă am discutat și aceste subiecte mai sensibile, eu zic să ne înveselim puțin de această dată cu Mihail Sabău. Mihail, ce zici? Ești pregătit să ne mai cânți o piesă? Da, cum să nu? Cum să nu? Ia uitați câtă convingere și cât curaj. Te poftesc chiar acum să te pregătești să ne cânți, Mihail, timp în care mai citim mesaje de la telespectatorii noștri și avem de la Solac Ahmet Gian din nou, care spune cea mai minunată voce este vocea mamei mele, te iubim și te susținem, Ahmet și Diana. Mulțumesc frumos și lui Ahmet și lui Diana. Este prietena fiului meu. Am înțeles. Îi salutăm și le mulțumim pentru că ne urmăresc, iar acum ne pregătim să-l ascultăm pe Mihail Sabău și revenim. Hai la joc, măi moșne, jeli, dar îndreaptă-te pe șeli. Hai la joc, măi moșne, jeli, dar și ești mustățieli să te vadă babile. Răsucești eu și mai bine și mă învață și pe mine. Hai la joc, la joc, la joc, să dăm mâna cu noroc. Susește mustățieli, păi să te vadă babile, măi. Joc moldovinesc, după ce mă prăbădesc. Istă joc moldovinesc, după ce mă prăbădesc. Hai mândruță, hai la joc, să-nvărtim ora cu foc. Hai
mândruță ca la joc, să învârtim ora cu foc. Joacă, fată, joacă, ghini! Păi nu te faci și te rușini! Că din a juca o ghini, nici la poartă nu-ți mai vine, băi! Moșnejei să trăiască, că știu cora bătrânească. Moșnejei să trăiască, că știu cora bătrânească. Intră-i-ți în cora mari cu ochii și limpiușoare. Intră-i-ți în cora mari cu ochii și limpiușoare. Hop, țuc, țuc, de-a ghemătuc, ca pastaia fi butuc, mă! Și de-a ghea, de-a ghea, mă trag, ca pastaia fi harag. Mândra mea e subțărâcă, iuții ca o rândonică. Mândra mea e subțărâcă, iuții ca o rândonică. Și la joc și-mi căm la grăni, am o îndrăjit pe mine. Și la joc și-mi căm la grăni, am o îndrăjit pe mine. Roate, roate, ligândar, păi câte o fată și un băiat, mă! Joacă, fată, joacă, ghini, nu te faci de rușine. Bravo, Mihail! Ne-ai bucurat și ne-ai încântat încă o dată cu veselia ta și cu atât curaj de care dai dovadă în această seară la noi la emisiune, chiar dacă ești pentru prima dată în direct, să știi că nu s-a simțit acest lucru. Da, așa sper și eu. Să-i mulțumim solistului, interpretului îndrăgit, Ioan Macovei, că e din repertorul lui Ioan Macovei, piesa care ai cântat-o acum, da? Pe domnul Ion Macovei, dacă vrei să-l salut și să-i mulțumești pentru faptul că i-ai cântat piesa în această seară, o poți face. Salutare tuturor, mai ales domnului Macovei, pentru că eu nu m-am întâlnit personal cu el, să vorbesc așa personal cu el, dar îi mulțumesc că piesa lui aș putea să o cânt și eu acum. El e mândru de tine, că da, tu îi cânti din repertoriu. Ioan e un băiat deosebit și soția la fel. Nu numai că ai cântat, dar ai cântat și foarte, foarte bine. Vă mulțumesc! Mihail, aș vrea să te întreb dacă tu ai vreun model în muzica populară românească. Cine te inspiră pe tine în mod special? Pe mine mă inspiră personal doamna Maria Tătaru și Grigore German. Deci Grigore German din seria bărbaților din muzica populară, da? Grigore German, simți tu că rezonezi foarte bine cu el? Îți plac piesele lui în mod special? Da, mie îmi plac foarte mult piesele lui și am o piesă de la el. Cum se numește piesa? Bucovina e raiul meu. Bucovina e raiul meu. Să știi că te așteptăm la noi la emisiune să ne cânți piesa aceasta când vei mai veni cu doamna Maria Tătară și poate și cu ceilalți colegi de la clasa ta de canto. Ce spui? Da, cu mare drag. Când vei termina clasa a patra, da? Ca să nu fii stresat cu testele la engleză, la matematică, da? Să fim așa degajați. Și data viitoare sper că voi veni cu două piese special pentru mine. Special pentru tine. Foarte bine, Mihail. Doamna Maria, am la făcut microfon. Două texte foarte frumoase, au ieșit, e cu șezătoare, unul de joc de șezătoare și unul pentru mama și sora lui, care îl iubesc foarte mult, cum să nu iubească așa, așa copil, cu siguranță. Tu cum te înțelegi cu sora ta? Ai spus că are 20 de ani, sora ta? Da, mă înțeleg foarte bine cu ea, țin la ea foarte, foarte mult și o iubesc pentru că de multe ori mă susține, de fiecare dată când trebuie să merg la un spectacol, la o emisiune, la un diferit post de televiziune, ea mereu mă susține. Foarte. Chiar astăzi a venit din Italia și nu s-a oferit îmbrățișări unul altora, pentru că el era în drum încoace. Din Anglia. Din Anglia. Din Anglia. Așa, Sabinuța, bine ai venit acasă, ședere plăcută cât mai stai. Deci abia aștept să ajungi acasă să o îmbrățișez pe sora ta, nu? Cum să nu? Am brațele deschise, sunt pregătit să sar pe ea, să o îmbrățișez, să o iubesc, pentru că mi-a fost foarte dor de ea. Bravo, Mihail! Să știi că ne-ai cucerit în această seară, ne-ai topit pe toți de la mic la mare. Ești un copil tare, tare simpatic și vreau să o felicit pe mama ta pentru buna creștere pe care ți-a oferit-o până la această vârstă și sunt sigură că vei ajunge un nume mare în folclorul românesc, așa cum te vedem acum.
Ăsta e visul meu și eu de obicei de asta sunt eu mai degajat, pentru că eu am mai fost la multe spectacole cu lume mai mare, la filmări și m-am obișnuit cu emoțiile, nu le mai am ca la început. Deci începi să faci pași mărunți, dar sigur în lumea muzicii până la urmă, nu? Dar lumea artiștilor, mai bine spus. Vreau să duc drumul ăsta până la capăt. Până la capăt. Până voi fi un interpret renumit. Asta e. Atâta, vă felicit. Deci vă felicit, doamna Maria. Cu siguranță orele cu Mihail sunt un adevărat deliciu și pentru dumneavoastră. Pe dumneavoastră, doamna Meral Solac, cine v-a inspirat? Cine a fost modelul dumneavoastră? Cu cine ați simțit dumneavoastră că sunteți compatibil așa din punct de vedere muzical? Deci, când eram mică, mama ne ducea la țară, cum erau pe vremuri, că ei munceau și în vacanța de vară stăteam cu toții la țară. Și erau pick-up-urile cu plăci. Și bineînțeles că nu ne plăcea la țară, că vroiam cât mai repede să ajungem acasă cu părinții noștri, când la țară e munca la țară. Într-adevăr. Eu eram cea mai mare dintre nepoți și trebuia să muncesc cel mai mult. Și pe mine și pentru mine, doamna Irina Loghin, Maria Dragomiroiu, Maria Ciobanu, numai cu ele am crescut, Maria Cornescu, cântecele lor le-am cântat, le-am doinit, le știu, eu cu ele, ele m-au inspirat, ele sunt pentru mine punctul de pornire, da, pe care l-ați avut. Și plus toate, în general, în momentul când mergeam și înregistram câte o piesă, mă întreba prietenul meu Cătălin, măi Meral, dar tu una mai veselă nu știi? Că eu în general cânt mai de jale. Așa sunt, toate sunt din viața mea, viața mea așa a fost. Este și multă veselie, am trecut prin multe lucruri vesele și trăiri minunate, dar în general acolo e. Acolo simțiți că tristețea e mai mult în suflet și în doinele noastre. Asta e fiecare. Așa este. Da. Georgiana, pe tine, cine te-a inspirat, draga mea? Cine este modelul tău în muzica populară românească? Modelul meu, din totdeauna, de când am fost mică, doamna Margareta Clipa. Doamna Margareta din Clipa? Din zona Botoșanului, doamna Petronela Rusu, care este consănteancă cu mine. Cu atât mai mult, deci? Pe această cale o pup și o îmbrățișez. Da. Pe doamna Laura Lavric. Și cu siguranță lista poate continua. Și lista poate continua, că artiștii sunt foarte mulți. Sunt foarte mulți artiști dragi și nu pot să cataloghez, nu, da, pot să fac o... Te înțeleg perfect. Toți îmi sunt dragi și respect, estimez. Bun. Georgiana, eu zic să mai și cântăm. Cu mult vorbit, drag. Am vorbit destul, acum este timpul să mai cântăm. Te poftesc chiar acum pe tine să ne cânți, după care va cânta doamna Meral Solac și în final emisiunea o va încheia doamna Maria Tătaru. Verificăm mesaje, nu avem mesaje de la telespectatorii noștri, însă vă îndemn să ne sunați la numărul de telefon 0332 711 222, număr cu tarif normal, chiar dacă ne cam apropiem de final de emisiune, noi vă invităm să ne sunați și să le transmiteți gânduri celor dragi, dar de ce nu chiar și invitaților mei din această seară. Georgiana Cadinoiu pentru dumneavoastră chiar în minutele următoare. Uită-te, lume, primești, ca mine nu mai găsești. Nici la geam, nici la cântat, nu găsești în loc și-n lat. Dar eu mă cânt cu drag și pop, ca să nu mai stați pe loc. Mai, șo-șo! Nici la geam, nici la cântat. Thank you.
Mulțumim, Georgiana Cadinoiu, te poftim alături de noi pentru că îți va lua locul chiar în secundele următoare, doamna Meral Solac. Până se pregătește doamna Meral să ne cânte, citesc mesajul de la Rodica Crețu, care spune: îi urăm dragii noastre consătence Georgiana Cadinoiu mult succes și ne mândrim cu ea. Vă mulțumim, dragă doamnă, pentru... Vă mulțumesc și din suflet. Și ne pregătim să ascultăm pe doamna Meral Solac. Mulțumim, doamna Meral Solac, pentru ultima piesă pe care ne-a cântat-o în această seară, o piesă care ne îndeamnă să fim fericiți și să ne trăim viața așa cum este firesc de altfel. Doamne ajută, așa doamne să fie. Doamne ajută la toată lumea. Doamna Maria Tătaru, pentru dumneavoastră, va cânta chiar în momentele următoare. O ascultăm și revenim.
și cu puști divinătoare, să păzească o mândritoare. Și-a venit cu cai gătiți, hai cu noi să chiuiți, măi! Ia uitați, vin unii mari, iau-ți lumii, iau-ți-a, și-i mai mândri gospodari, iau-ți lumii, iau-ți-a. Marea la eu adunat, iau-ți lumii, iau-ți-a, până la șatele-a sat, iau-ți lumii, iau-ți-a. Vinerea să socătească și-apoi nunta să pornească, soacră nică, soacră nică, de azi rămâi singur vică. Ai crescut-o ca pe o floare, mândru-i cel care o are. Pireliu l-a făcut plata, iau-ți lumii, iau-ți-a, nu plângi că ți-o luat fata, iau-ți lumii, iau-ți-a, să duci și la casa ei, iau-ți lumii, iau-ți-a, să iau-ți lumii, iau-ți-a. Rupi pâinea în bucăți și-arunc-o în patru bărți, iar paharul dă-l de-o chiatră, să aveți belșug viața toată. Să fiți binecuvântați, părinții să-i bucurați, măi! Hai, mireasă, hai cu noi, iau-ți lumii, iau-ți-a, nu te mai uita înapoi, iau-ți lumii, iau-ți-a. Ți-ai luat om de omenie, iau-ți lumii, iau-ți-a. Soacra mare bucuroasă că are noră aleasă, și-i din oameni gospodari, așa cum sunt socrii mari. Să le dușiți nepoței să se bucuri de ei, măi! Mirese că, dragă fată, de-acum ești măritată, și-ai să stai pe lângă vată, să frământi până-n covată, iar la anul și-o să vii să jucăm la cumetri. Vă mulțumim, doamna Maria Tătaru, și aici s-a încheiat seria cântărilor din această seară. Alături de mine au fost în această zi de marți doamna Maria Tătaru, doamna Meral Solac, Mihail Sabou și Georgiana Cadinoiu, care ne-au ușurat puțin prezența doamnelor în această emisiune, pentru că ea a făcut tot posibilul ca doamnele să fie alături de noi și, bineînțeles, simpaticul Mihail. Dragi telespectatori, eu vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și în această săptămână la Dor și Plai Moldovenesc. Numele meu este Diana Andriș și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, începând cu ora 19, aici la Infinit TV. Încă o dată, mulțumesc invitatelor mele din această seară și vă aștept cu drag oricând veți avea plăcerea și oricând veți avea drum la Iași, așa cum este și cazul doamnei Meral și doamnei Maria Tătaru. Dumneavoastră vă doresc multă, multă sănătate și ne revedem săptămâna viitoare. La revedere!